Știm cu toții că eșecul este o parte a succesului, dar nimeni nu vrea să vorbească despre el. Dacă eșecul este atât de important, de ce nu vorbim despre el? Este eșecul cheia către succes? Putem avea succes fără să eșuăm? Vom afla de la invitații noștri cum transformăm eșecul într-o experiență a procesului de învățare și cum folosim inteligent eșecul pentru a genera succes în următoarele proiecte. După fondul muzical de mai devreme, la care probabil mi-au dat lacrimile, nu pot să vorbesc decât despre eșec, despre succes în niciun caz. E greu, e foarte greu de definit, adică mai cu tema asta mai pus mult pe gânduri. Cred că, nu știu, câți oameni sunt atâtea definiții ale eșecului putem găsi. De exemplu, dacă la finalul emisiunii vom constata că nu s-a înregistrat nimic, o putem trece la eșecuri. Cred că e un eșecul pentru mine prezintă niște puncte intermediare, absolut obligatorii pentru a ajunge din punctul A în punctul B. Sunt pur și simplu niște momente dificile pe care mi le asum întotdeauna în orice proiect, indiferent că e vorba de viața personală sau viața profesională. Știu că voi avea de înfruntat 10, 20, 50, 80 de obstacole mai mici sau mai mari, care sunt acolo pur și simplu pentru a fi depășite. Nici măcar nu cred că sunt acolo pentru a ne da nouă vreo lecție sau să ne dezvoltăm ca indivizi pentru că am luat lecția. Pur și simplu sunt niște obstacole acolo, ca într-un joc pe calculator, unde știi că pentru a trece la nivelul următor, ai de... să nu transformă într-o emisiune violentă. Ai de trecut peste niște obstacole. Pentru mine eșecul reprezintă o sumă de obstacole pe care le-am de depășit atunci când vreau să ajung din punctul A în punctul B. Nu consider că eșecul este important, mai ales dacă lucrezi în domenii un pic mai sensibile. Nu știu, poate ești chirurg sau lucrezi cu bombe atomice. N-aș considera eșecul ca fiind foarte important. Dar cred că până la o anumită vârstă este important, într-adevăr. Pentru că e clar, începând de la câteva luni când te împiedici, cazi, te ridici, iar cazi, iar te ridici, iar cazi. E important să înveți lucrurile astea și creierul cu siguranță are nevoie pentru plasticitatea lui de eșecuri. Dar după o anumită vârstă, cred că e mult mai bine să vezi din eșecurile altora. De aceea vă felicit că vă uitați la emisiune. Așa. Și repet, cred că după o anumită vârstă merită să vezi eșecurile ca pe niște obstacole sau niște momente dificile. Cred că totdeauna un eșec ajută în momentul în care vine la pachet cu emoții puternice, pentru că emoțiile puternice, de fapt, îți determină schimbarea. Sau îți spun, eșecul ăsta este suficient de dureros încât n-aș vrea să-l repetăm. Tu și eu, adică creierul și tine. Hai să facem ceva. Hai să ne ridicăm de pe canapea, hai să... Poate să batem în cuie frigiderul câteva zile, să nu mai poți să-l deschid sau poate să-l umplem cu morcovi. Încât la 12 noaptea, unul când o trebuie pe el să n-ai prea multe alegeri acolo. Da. Deci cred că asta ar ajuta să vin la pachet și cu emoție puternică și să poți să interpretezi emoția aia și să poți să gestionezi mai departe, pentru că de multe ori o emoție puternică vine cu niște mecanisme autodestructive, adică vrei să năbuși cumva emoția aia și sau eu știu ce alte comportamente pentru a trece mai ușor, pentru a te amorți cumva în procesul ăsta și cred că e mai bine să pur și simplu să te așezi la masă și să ai un dialog sincer cu propria persoană, cu propria hârtie, ce vrea să transformi în viața ta și care ar fi versiunea către care vrei să migrezi. Problema viața e o călătorie așa și e o sumă de experiențe și cred că ajută să definim foarte clar ce experiențe vrem să avem în fiecare zi și care ar fi agenda noastră optimă, la cât să ne trezim, la cât să ne culcăm, ce să punem în farfurie, astfel că să nu ne sabotăm nici sănătatea, nici obiectivele.
Cred că eșecul vine atunci când nu avem foarte clare reperele astea. Pentru că e foarte dificil să știm permanent să, ok, care sunt obiectivele tale pe 50 de ani. Dar în mare sunt niște piloni acolo care trebuie să rămână destul de bine ancorați pentru a nu da dintr-un eșec în altul. Adică sănătatea clar trebuie să fie o prioritate, disciplina, autodisciplina, iar indiferent ce faci, poate... Repet, nu știi ce urmează să faci anul ăsta sau peste 5 ani, dar poate peste 10 ani când vei descoperi și un domeniu care te interesează foarte mult, dacă nu ai o autodisciplină foarte bună și o sănătate care vine la pachet cu o energie foarte bună și te ajută să duci cu ele la bun sfârșit, va fi dificil de mers pe drumul respectiv. Apropo de disconfortul pe care îl avem în a discuta despre eșec, cred că ajută foarte mult din când în când, mai ales în familie, să discutăm despre eșecuri, pentru că altfel un copil ajuns la adolescență, când se va lovi de primele eșecuri și știm care sunt cele mai dureroase, așa va fi luat printr-o mare surprindere, adică va fi ca o lovitură într-un zid. Așa, dacă îi povestești despre eșecurile tale chiar din perioada copilăriei, cred că va fi mult mai ușor pentru copii să depășească aceste crize. Și de asemenea, povestind despre eșecurile de business, va înțelege și care sunt mecanismele prin care reușești să depășești aceste eșecuri și ce rol au ele în învățare, ce lecții transmit ele, dacă transmit vreo lecție. Și există o șansă mare să nu repete greșelile tale. Așa, dacă le ții pentru tine, pozând în a fi un Superman care nu poate fi atins de nimic, mai puțin Kryptonite-ul verde, așa, cred eu că va priva copilul de câteva lecții importante. Că până la urmă, până la o anumită vârstă, noi părinții suntem cei care transmite principalele lecții sau facilităm procesul de învățare către copii. Ce cauzează eșecul? Dacă îl privim ca eșecul ca fiind opusul succesului, sigur că tot ceea ce nu faci pentru a ajunge la rezultatul dorit te conduce către eșec. A vorbi despre eșec e o discuție foarte potrivită după două noapte când ești foarte obosit sau la o cursă de enduranță în care te-a prins noaptea în creierul munților și ești cu cineva pe lângă tine sau cu niște prieteni imaginari și începi să vorbești. Măi, ce părere ai despre eșec? Eu zic să mergi mai repede ca să nu afli la cursa asta ce gust are eșecul. Apropo de cursele de enduranță, cred că eșecul începe la antrenamente. Foarte rar începe la curse, propriu zis. Începe la antrenamente pur și simplu abandonându-le sau pregătindu-le prost sau intrând într-o zonă de confort și spunându-ți lasă că e suficient ce am făcut astăzi, pentru că te pregătește foarte puțin pentru cursa în sine. Și acolo cred că este marea problemă și cred că asta este în toate ariile vieții noastre. Și în business, sigur că există niște momente importante pe care ai un reper acolo, înființat firma, ai vândut firma, contează foarte mult ce faci zi de zi, nu neapărat momentele astea cheie, pentru că ce faci zi de zi de fapt te pregătește pentru momentele importante. Nu cred că este obligatoriu să treci prin eșecuri nenumărate pentru a ajunge la un anumit nivel de succes. Cred că dacă vorbești cu oameni care au mai multă experiență și expertiză, reușești să vizi multe dintre greșelile pe care le-au făcut ei. Acum, sigur, dacă vrei neapărat să eșuezi, poți să o faci. E mai trist atunci când repeți aceeași greșeală de foarte multe ori și consideri că nu e vina ta, că nu știu, plasezi responsabilitatea în afara ta și nu vrei să schimbi metodele. Atunci, da, într-adevăr, este o problemă. Acum mă gândeam la primele mele experiențe în vânzări, pentru că am lucrat și în vânzări o lungă perioadă de timp și îmi amintesc că la un moment dat am pus pe citit, pentru că nu mi-așa nicio vânzare, începând cu abordarea telefonică la care îmi tremura mâna pe telefon și până la întâlnirile nereușite pe care le aveam. Și mi-amintesc că am citit câteva cărți, bineînțeles, americane de vânzări
Și într-una dintre ele povesteau cum multe firme care fac vânzări prin telefon, în momentul în care iau în probe diversi vânzători, vânzătorii respectivi nu sunt plătiți pentru cât vând, ci primesc o foaie uriașă cu 1000 de căsuțe și vânzătorii sunt obligați să bifeze doar eșecurile pe care le-au de procesele de vânzare nefinalizate și sunt plătiți cu o sumă între 1 și 3 dolari pentru fiecare eșec. Și atunci am făcut și eu lucrul ăsta. Mi-am făcut o propria foaie cu eșecuri și ești mult mai relaxat când ai telefoane și mai ales că știi că ești plătit bine. Nu eram plătit, plăteam singur ghilimele, dar cred că este un proces interesant acesta. Deci poți să vezi eșecul și așa, să vrei să ajungi forțat la el, pentru că știi că după câteva sute de eșecuri ești un vânzător foarte bun sau ești un om mult mai bun în aria ta de specialitate. Cred că sunt oameni care au ajuns la succes din prima, la 6 din 49, poate la primul bilet au reușit să câștige, dar nu cred că au replicat succesul respectiv. Probabil și succesul ăsta e un subiect așa, ca și eșecul, destul de amplu, pentru că depinde foarte mult din ce unghi privește acel succes, pentru că poți să vezi un om care realizează în viața lui 100 de milioane de dolari și să zici, wow, ce succes a realizat, el se considere un eșec total pentru că își dorea să fie miliardar sau pur și simplu ce alte arii ale vieții lui să fie total dezastroase. Sau sunt oameni care pur și simplu nu stabilesc niciun obiectiv, se simt foarte bine cu decizia asta și atunci pentru ei este un succes viața. Deci e foarte dificil de analiza succesul sau eșecul. Cel mai recent exemplu pe care pot să-l dau în această zonă de a ajunge la un anumit succes având pe parcurs eșecuri este cel al produselor noastre Feel Good, pe care le facem din caju și din alte plante. Pentru a ajunge la o rețetă bună ai nevoie de, nu aș spune neapărat eșecuri, dar ai nevoie de foarte multe încercări. Adică de la rețeta 1 la rețeta 500 sau rețeta 1000 e o diferență mare. Sigur, s-ar putea să întâlnești oameni care să li se pară interesantă și rețeta 1, dar să n-aibă legătură cu ce îți dorești tu de la produsul respectiv. Pentru mine, cel puțin în zona sportivă, cel mai simplu pentru mine să depășesc un eșec sau un moment dificil sau o dorință de abandon este pur și simplu să mă întreb cum pot să depășesc momentul ăsta. Pentru că un moment dificil nu durează la infinit, trece la un moment dat și e important să găsești resurse pentru a depăși strict acel moment. Iar în viața profesională, în zona de antreprenoriat, cam același lucru. Mereu apar probleme. Pur și simplu trebuie să cauți rezolvări și evident că găsind rezolvare, atunci ești pregătit pentru următorul obstacol asemănător. Sau cel puțin câștigi anduranță și atunci îți este mult mai ușor data viitoare. Uite, să știi că în urmă cu vreo 25 de ani, nu mai mult, 30 de ani, când activam în domeniul muzical, am reușit, după ani și ani și ani de muncă, să scoatem un album, o casetă. Pentru cei mai tineri, caseta era un dispozitiv pe care, căutați pe Google. Și pentru noi a fost o reușită extraordinară, chiar dacă s-au vândut vreo 2000 de casete dintr-un nostru album, a fost o reușită extraordinară să-ți vezi albumul. Ne făceam poze cu vitrina magazinului în care era și caseta, nu s-a pierdut de pe acolo. Deci a fost ceva extraordinar, după care a bineînțeles a venit Casa Discuri și ne-a dus la realitate. A zis, băieți, păi, ne-am băgat de vreo 5 ori bani, faceți și voi ceva. Așa. Și asta ne-a pus pe gânduri și ce-am făcut, am muncit mai mult, am zis da tuturor aparițiilor posibile, chiar dacă era și vorba de o apariție undeva la stația de metrou sau la colțul blocului. Și ușor, ușor am depășit ceea ce Casa de Discuri considera că e un insucces, repet, nu aveam o problemă cu asta pentru că făceam ce ne place. Păi, ce e dincolo de eșec? Păi, mult mai multe eșecuri, normal, este o mare de eșecuri, o imensitate de eșecuri.
foarte rar am auzit, de fapt n-am auzit niciodată pe cineva spunând că a avut o viață așa plină de urcușuri, în care n-a avut niciun dificil, n-a avut niciun obstacol, n-a avut niciun eșec mic sau mare și uite așa am florit în toate ariile vieții lui sau ale vieții. Deci cu siguranță după fiecare eșec urmează fratisul, care de obicei e mai mare, pentru că dacă ar fi mai mic, nici nu mai percep ca eșec. E ceva ce, de asta am avut o grămadă, știi? Sigur că decizii greșite luăm în fiecare zi, adică n-ai de unde să știi dacă este decizia corectă, dar măcar a doua zi poți să realizezi dacă, sau văzând de rezultatele, poți să corectezi, să ajustezi cursul din mers. E ca atunci când traversezi un ocean și te abați 0,01 grade, după care revii. De fapt și pilotul automat asta face. Impresia noastră pe ocean era că la început că acel pilot automat te ține perfect pe curs, dar el nu face asta. Tu mergi într-un mic zigzag în permanență, ajustezi, pilotul automat ajustează în permanență cursul respectiv. Cred că asta ar trebui să facem și noi, să ne ajustăm în permanență cursul în funcție de ceea ce învățăm din greșeli și din succesuri și din succese sau din reușite. Cu toții ne așteptăm să reușim în tot ce ne-am propus, dar eșecul este o parte inevitabilă a vieții profesionale, sociale și personale, pe care trebuie să învățăm să o îmbrățișăm dacă vrem să atingem potențialul maxim. Eșecul a contribuit la construirea celor mai mari companii și a celor mai importante averi din întreaga lume și este considerat obiceiul secret al multor antreprenori de succes, sportivi, politicieni și vedete.